E vorba despre o grupare de etnici romi, despre care aveam date că se ocupă cu comiterea de jucării, un mod de operare destul de violent. În perioada decembrie prezent, până acum sunt probate în jur de 6 tâlhării. Comisia ne incită anul societăți comerciale și persoane vătămate fiind paznici acelor societăți comerciale. Și mai avem date că sunt autori și la un furt din locuință și un furt din societate. Suntem în plină anchetă. În cursul de azi, după efectuarea audierilor, o să fie luate măsurile de.